Bine v-am regăsit! Suntem din nou împreună cu doamna dr. Valentina Iordache, medic primar de chirurgie generală cu competențe în chirurgia laparoscopică și ecografia mamară și de asemenea cu supra-specializare în chirurgia oncologică. Am vorbit data trecută despre controlele, necesitatea lor, controlele la sân pentru femei, despre ceea ce înseamnă evitarea pe cât posibil a unui diagnostic de cancer mamar. Astăzi o rog pe doamna doctor să ne explice care este diferența între a face o ecografie obișnuită de sân și o sonoelastografie. Ce aduce aceasta în plus sau altfel? Sonoelastografia. Bună ziua! Sonoelastografia este o ecografie care aduce mai multe informații în ceea ce privește elasticitatea unei leziuni comparativ cu țesutul sănătos din jur. În momentul în care avem în față un nodul suspect, trebuie să vedem cum se comportă față de țesuturile din jur. În cazul nodulilor mamari malei, aceștia invadează, infiltrează țesutul înconjurător. Țesutul înconjurător. În cazul nodulilor benigni, aceștia doar deplasează țesutul fără a-l modifica. Există vreun soi de contraindicații pentru acest tip de ecografie specială sau se poate face tuturor femeilor într-un anumit moment când este necesară o precizare de diagnostic? În momentul în care avem de diferențiat nodulii, ne ajută foarte mult sonoelastografia. Nu se face ca și investigație de rutină. Ea vine în completarea ecografiei și sau a mamografiei. Ceea ce înseamnă că nici contraindicație nu există, fiind doar o investigație care precizează ceva mai mult pentru diagnostic. Da, ca și ecografia mamară, este neinvazivă, neiradiantă, se poate face în orice moment. Nu afectează niciun fel pacienta și ne aduce multe informații valoroase. Și este la fel de nedureroasă, de neinvazivă, cum a spus dumneavoastră, ca și o ecografie. Nu trebuie să se teamă, nu este ceva traumatizant. Da, de preferat ar fi bine ca pacientele să știe să vină la 7-10 zile după ce vine menstruația, când să nu este mai moale și mai nedureros. Așa, dacă vin în perioada premenstruală, ar putea avea un oarecare disconfort, nu cine știe ce durere, dar sunt persoane mai sensibile pe care le sfătuim să vină după ce trece perioada menstruală. De obicei, disconfortul acesta este acuzat atunci când se vorbește de mamografie, nu în situațiile de ecografie. Sunt paciente care sunt sensibile și la ecografie și atunci e mai bine, deși ecografia nu presupune o presiune prea mare pe sân, recomandăm să se facă după ce trece perioada dureroasă a sânilor. Se întâmplă des în practica dumneavoastră să descoperiți formațiuni maligne în urma acestor investigații? Destul de des, da. Destul de des, că sunt paciente care se tem să vină la doctor și încearcă diverse tratamente care întârzie diagnosticul. Ceea ce le sfătuim ca în momentul în care sesizează dureri, înțepături, modificări în sân, să vină să-și facă un control.